Evenimentul a fost găzduit de Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, iar sala rezervată a fost neîncăpătoare. Poetul a fost înconjurat de prieteni, vechi colegi de la cenaclul Alexandru Sahia sau de la cenaclul din bar, scriitori și publiciști. Manifestarea s-a desfășurat sub forma unui dialog între protagoniști și invitați, fiecare depănând pe rând povestiri și istorioare legate de lumea poeziei buzoiene. S-a vorbit despre tematica poeziilor lui Dima Zărnești, despre tehnicile pe care le folosește, iar unii dintre cei prezenți au și recitat câteva strofe din volumul care tocmai a văzut lumina tiparului. Din unghiul acesta, un om absolut deosebit, mai mult decât Răclan și fost găduit la dumnealui într-o seară, când fusese abandonat la Biblioteca Județeană, în urma unei ședințe, într-un ședințe care a durat poate de zi. Și m-a sărit acolo, nu știam ce să fac, să mă duc la casă, cu mașina era noapte, era de zi, poate și ploua. Și domnul Daniel, ce faceți pe aici? Păi zic, încerc să plec acasă. Nu, veniți la mine. Eu nu mă întreb cu nimeni. Asta țineți minte. Din alte tulburi vreau să scot limpeziri de cuvinte, strecurate prin minte, pentru timpul ce ne minte, asta țineți minte. Sunt motive interesante și sunt trimite profunde în versurile acestea. El scrie despre viață, despre moarte, despre destin, despre lucruri esențiale într-un fel. Meditațiile lui pot să pară stângace. Dincolo de toate lucrurile acestea, noi simțim o emoție cu totul deosebită. Să-mi cânte despre bulgări de apă risipiți pe câmpuri cerești, născând trup de gând. De atâta mirare, păreau două forme ce-și caută clipa. Dincolo de realizarea în plan literar, Ștefan Dima Zărnești s-a declarat încântat de prezența atâtor prieteni la un eveniment ținut într-o zi de marți la o oră nu tocmai convenabilă. E o sărbătoare a sufletului meu la această lansare de carte. Nu mă așteptam să am asemenea invitați de marcă, scriitori ai unui scriitorilor, a Ligii Scriitorilor din România, oameni cunoscuți, dragi. Și pentru această cale le mulțumesc pentru prezența în ziua de astăzi la această lansare. Și o zi deosebită și mă simt fericit și liberat sufletește că am reușit să, prin această carte să ofer și eu poezii frumoase celor care le plac și celor care ascultă, admiră poezia. Poetul are în lucru un al cincilea volum de poezie, iar printre proiectele sale se numără și un volum de povestiri.